10 ani, Horia Căciulescu trebuia să intre de 3 ori în scenă ca să poată fi văzut odată. Acum intră de 2 ori. Ce vreți, a ajuns actor cu greutate. Horia Căciulescu! Horia, a intrat? Draga, a intrat sau nu? Spune! Horia! Mă speriază. Uite, eu vă rog foarte mult să nu vă uitați la mine. Nu, că vorbesc serios. Vă uitați unde vreți dumneavoastră, în partea aia, în partea, numai la mine, nu, că îmi faceți un mare rău. Că vă uitați la mine, râdeți, uite cum râde, uite. Și toate se sparg în capul meu. Că am fost criticat. A scris și în presă. Am fost criticat. Că uzez de fizicul meu ca să storg râsul spectatorilor. Că de ce vin cu acest fizic și nu caut alte soluții umoristice? Păi eu alt fizic n-am. Și ăsta e realizat cu destule economii peste plan. Și, în definitiv, ce dacă îmi câștig existența cu fizicul meu? Dar Brigitte Bardot cu fizicul ei? N-a adus mai multe beneficii decât au adus uzinele Renault? Dar Jean Marais nu tot cu fizicul face succes? Dar Lolo Brigitta nu tot cu fizicul mărește superproducția? Dar Einstein nu tot cu fizica? Fizica? Păi ce-o ajut eu? Păi un corp ca al meu, scufundat în apă, nu dislocă nimic. Și la urma urmei, râdeți degeaba. Că eu aduc foloase omenirii. Da, eu dau curaj celor care au necazuri, supărări. Când mă văd pe mine, spun, putea să fie și mai rău. Și, în definitiv, nu spuneți dumneavoastră, iubitei, tu ești slăbiciunea mea? A spus vreunul dintre dumneavoastră vreodată, tu ești grăsiciunea mea, nu? Și eu vă iubesc pe toți. Pentru fiecare dintre dumneavoastră am câte o slăbiciune. Și care este răsplata pentru bunătatea mea? Care? Că mamele spun copiilor, papă tot, că altfel ajungi ca Căciulescu? Că mai sunt unii nepoliticoși care trec prin mine fără să spună măcar pardon? O dată, o singură dată mi-am făcut și eu loc în autobuz cu cotul și a strigat unul, care dete cu cuțătul? Aflați că râdeți degeaba. Pentru că eu sunt o persoană importantă. Importantă. Păi băile din anumite apartamente nu s-au făcut după cubajul meu. Și gramajul la bufete expres și șprițurile de la Bodești nu sunt toate după chipul și asemănarea mea. Până și monologul ăsta pe care îl spun acum în fața dumneavoastră, pe care mi l-a scris grasul ăsta de Crișan. Cum e? Nu e tot ca mine. Adică slab. Dar cred și eu, dacă avea vreo glumă, două ce mi-l dădea mie să-l spun. Îl spunea el să le ia el pe toate. Mi-a zis, du-te tu și spune-l că leșină lumea de râs. Auzi și dumneavoastră ce mi-a spus să spun. Dragi spectatori și spectatoare, și dă-i râs. Croitorul meu mă ciupește de stofă, cismarul mă ciupește de piele, frizerul mă ciupește la tuns. De leșinat văd că nu leșină nimeni. Deci, de ce mi l-a dat mie să le spun toate astea criminalul ăsta? Să mă pună pe mine rău cu toți furnizorii, nu? Pormă, ci că să spun pe asta, că e grozav. Boxerul Mariuțan să se lase de box, că nu mai e în stare de nimic. Bra. Mie mi-a dat să spun pe asta. Să vedeți acum ce o să se mai țină ăla după mine, să-mi dovedească că nu-i adevărat. Pormă, mi-a spus să spun asta pentru final, că e grozavă pentru la sfârșit. Emisiunile de televiziune sunt... Știi ce? Asta să spună el la asta.